sergent! Luați-vă oamenii și mergeți la radio difuziune! La radio! Așa e pericolul! Poftiți o comunicare importantă din partea lui Ion Iliescu. Comunic mai departe din partea Comitetului Salvării Naționale. Cetățenii sunt rugați și insistăm să respecte încet, încet toate indicațiile Comitetului Salvării Naționale, să nu se intre în unitățile de miliție, în unitățile de securitate, că acolo va intra cine trebuie. Pașul sergent, luați-vă oamenii și mergeți la radio difuziune! La radio! Așa e pericolul! Știre. Studenții din Grozăvești cer ajutor. Sunt atacați de trupe de securitate. Urmează să verificăm. Sigur, toate aceste informații trebuie verificate. Nu avem timp, dar fiind asemenea apeluri în care este vorba de viața oamenilor, de apărarea acestei victorii, nu avem dreptul să nu le transmitem și cei care sunt în măsură să dea acest ajutor, să o facă cu întreaga lor răspundere. Nu sunt trupe de securitate, după cum s-a făcut aici precizarea. Sunt comandouri, dar vă rog să-mi scuzați limbajul neacademic. Dracu știe cum se numeau și dracu să ia. Da, acum, în ceasul al doilea. Stimați telespectatori, să țineți minte acest moment. Da. Eu vorbesc. Da, țineți-l acolo într-o parte. O clipă vă rugăm. Vedeți cine este aici în studio? Este prințișorul moștenitor, Nicu Ceaușescu, cel care la recentul congres, la această parodie de congres, a cântat o sanare tăticului și mămicii, cu nerușinare, pur și simplu. Sigur, nu e cazul să ne vorbească. Am vrut doar să vă informăm că a fost prins și va fi supus judecății poporului. Trebuie să fie judecat legal de către popor. Corect. Poftiți. Permiteți-mi să vă spun, dragi concetățeni, că a venit singur să predea. L-au adus trei tovarăși care sunt aici în spate. Vă rog, poftiți în față ca să poporul să vă vadă. Trebuie să mulțumim oamenilor care ne-au înțeles și au vrut să, neapărat ca să-l vadă la televiziune, să știe toată țara că este aici, că nu sunt zvonuri. Este arestat. Ne-am mărturisit în momentul în care l-am scos din mașină că este Nicu Ceaușescu și că a avut ostateci, că a luat ostateci copii. Ne-am mărturisit. Uitați. Cum ai minte din nou cum am mințit întotdeauna. Lăsați asta pe seama. Pentru acest l-am protejat ca să vorbească și lăsați lucrul acesta pe seama judecății. Legea va stabili. Vă rugăm, dragi cetățeni, dragi prieteni, noi, fiindcă suntem oameni umani, așa ne-au învățat moșii strămoșii noștri, nu ne vom da la niciun fel de act ostil acestui prizonier. Îl vom trata ca un prizonier care va fi judecat de către legile poporului nostru. Primul. Și după faptele vă rog, vom analiza, va veni momentul când vom analiza faptele care le-a făcut, cu ce e vinovat și cu ce este nevinovat. Dar vă rugăm foarte mult să nu cumva să încerce cineva în această perioadă să se dea la acte care sunt necontrolate. Nu, că oricum l-am salvat. Noi, până aici l-am adus întreg. Îl avem aici, lângă noi. A mărturisit că a plecat de la Sibiu și a dat ordin comandantului
Securitate din Sibiu să nu tragă. Minte. Vom să verificăm. Asta e versiunea pe care o spune. Vom verifica-o. Pierdem prea mult timp cu el. Nu mai discutăm atât despre el. Pierdem prea mult timp. Am ajuns în securitate. O stat de copii. Am mărturisit la toată lumea. În care trebuie să stăm. Să ne spune două cuvinte. Nu vorbesc că fi din ala. Iranii au vorbit destul. Nu are ce să vorbesc. Hai să vă Gata. Sunt grupurile acestea teroriste organizate care nu vor să cedeze de bunăvoie. Au armament și muniții. Au armament, sunt disperați, le frică de pielea lor, sunt fanatici, sunt nebuni, ca și șeful lor. Da, ni se comunică că în stația de metrou Izvor, în spatele chioșcului de ziar, există o ușă mascată care duce spre un tunel care face legătura cu stația de metrou și Casa Republicii. Acolo există și o retragere, un loc de retragere al teroriștilor. Organele de specialitate sunt chemate să depisteze gurile de aer pentru a lua măsuri, inclusiv în piața Republicii. Trei grupuri de teroriști se îndreaptă de la blocul turn din piața Palatului spre radiodifuziune, pe strada Timișeana, urmând să se alimenteze cu muniție în punctele Povernii, Moxa și Lemnea. Toți cei aflați în zonă sunt insistent rugați să acționeze, să nu-i lăsăm pe acești criminali să acționeze. Să nu-i lăsăm cu orice preț. Cetățeni și cetățene, trăim un moment istoric. Clanul Ceaușescu, care a dus țara la dezastru, a fost eliminat de la putere. Cu toții știm și recunoaștem că victoria de care se bucură întreaga țară este rodul spiritului de sacrificiu al maselor populare de toate naționalitățile și, în primul rând, al admirabilului nostru tineret, care ne-a restituit cu prețul sângelui sentimentul demnității naționale. În acest moment de răscruce, am hotărât să ne constituim în frontul salvării naționale, care se sprijină pe armata română și care grupează toate forțele sănătoase ale țării. Deci militarii să înceteze focul. Am ordonat militarii să înceteze focul. Militari, încetați focul. Din acest moment se dizolvă toate structurile de putere ale clanului Ceaușescu. Guvernul se demite. Consiliul de stat și instituțiile sale își încetează activitatea. Militari, încetați focul! Nu trage nimeni în noi. S-au tras mii de gloanțe și n-a murit niciun om. Întreaga putere în stat este preluată de Consiliul Frontului Salvării Naționale. Lui i se vor subordona Consiliul Militar Superior, care coordonează întreaga activitate a armatei și a unităților Ministerului de Interne. Deci militarii români să nu mai tragă! Apă minerală și lapte. Manifestări pașnice ale oamenilor muncii au avut loc la turnul Măgurele, la Zilnicea și Roșiorii de Vede. La schela de producție petrolieră Videle, activitatea se desfășoară în condiții normale. În general, în toate unitățile economice, oamenii muncii din schimbul 2, din Alexandria, din județul Telorman, s-au prezentat pentru a-și relua activitatea normală. În teritoriu se vor constitui consilii județene, municipale, orășenești și comunale, ale Frontului Salvării Naționale, ca organe ale puterii locale. Consiliul Frontului Salvării Naționale propune ca țara să se numească în viitor România. Mulțimea este din nou fluturând steagurile tricolore în fața palatului. Mulțumesc!
întreaga politică externă a țării să servească promovării bunei vecinătăți, prieteniei și păcii în lume, integrându-se în procesul de construire a unei Europe unite, casă comună a tuturor popoarelor continentului. Vom respecta angajamentele internaționale ale României și, în primul rând, cele privitoare la Tratatul de la Varșovia. În mod provizoriu, în componența Consiliului, intră următorii: Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Laszlo Tökes, Dumitru Mazilu, Dan Deșmiu, generalul Ștefan Dușe, generalul Victor Stănculescu, Aurel Dragoș Munteanu, Corneliu Mănescu, Alexandru Bârlădeanu, Silviu Brucan, Petre Roman, Ion Caramitru, Sergiu Nicolaescu, Mihai Montanu, Mihai Ispas, Gelu Voican Voiculescu, Dan Marțian, capitanul Lupoi Mihail, generalul Voinea, capitanul de rang 1 Dumitrescu Emil, militar nu mai trageți, Neacșa Vasile, Ciontu Cristina, Baciu Marian, Bogdan Teodoriu, Eugenia Iorga, Negruții Paul, Manole Gheorghe, Cazimir Ionescu, Adrian Sârbu, Cârjan Constantin. Am ordonat militarii să nu mai tragă! Domogoș Gheza, Magdalena Ionescu, tragă. Marian Mierlă, Constantin Ivanovici, Ovidiu Vlad, Bucurescu, Valeriu. Putem provoca accidente! Și Ion Iliescu, dacă sunteți de acord. Nu mai trageți militarii! Militari, nu mai trageți! Am ordonat! Nu mai trageți militarii! Opriți focul! Putem provoca accidente între noi și nu e momentul! Nu mai trageți militarii! Militarii să nu mai tragă! La Casa Republicii se află un grup de securiști alimentați cu muniții de mașini cu tricolor și care trag în oameni. O nouă informație. Ministerul Apărării Naționale este și el atacat. Forțele armate se concentrează în aceste momente către obiectivele puse în pericol. Rețineți, radioul este și el în situație foarte critică. Populația poate determina acele bande de teroriști ca să despresureze aceste obiective. Atât Ministerul Apărării Naționale, cât și centrala telefonică Drumul Taberei 2 se află în Drumul Taberei. Această centrală telefonică este și ea atacată și are nevoie de blindate. În acest moment ni se anunță de la Corpul de Gardă că televiziunea este atacată. Facem un nou apel la toți cetățenii din București să facă un efort suplimentar pentru a ne da sprijin ca să putem continua să vă informăm și să contribuim prin forțele noastre la mersul înainte bun al lucrurilor pe făgașul nou creat acum. Acum avem de făcut o comunicare extrem de importantă. Vă rugăm! Comandanții unităților Ministerului Apărării Naționale din orașele Târgoviște, Râmnicu Sărat, Buzău, Focșani, Galați Brăila, vă transmit ordinul șefului Marelui Stat Major, general Gușă Ștefan, ca în cel mai scurt timp să dreptați unitățile dumneavoastră către București pentru apărarea următoarelor puncte: Ministerul Apărării Naționale, Academia Militară și unitățile dispuse pe Bulevardul Artilerii. Radio român. Stimați telespectatori, ceea ce vedeți este o mașină infernală. Eu nu mă pricep să vă spun, a fost descoperit aici, în sediul televiziunii. Vă rog, cel care a descoperit-o, genistul, să prezinte, să vedeți la ce sunt în stare elementele provocate. Poftiți! Acest dispozitiv de proveniență străină a fost dispus într-una din intrările televiziunii cu scopul de a produce panică și dezordine în rândul celor care în momentul de față manifestează pentru noua ordine socială pe care dorim să o întronăm. Cu acest prilej doresc
să atrag atenția tuturor celor care în instituții, la locurile de muncă, găsesc astfel de obiecte care pot produce pagube deosebite avutului nostru național. Ați vorbit de colonelul Colț. La un moment dat este imaginea aceea când vine și prezintă un aparat. Nu, era un dispozitiv de la deschiderea unei uși de jos. De la un subsol, de la... El a vrut să spună altceva. Și aia a luat-o cum a spus. El a vrut să spună că să nu umble nimeni la dispozitivele acestea, că s-ar putea până să fie cumva, să poată să fie conectată o bombă. El fiind pirotehnist. Mă înțelegeți? Nu că aia e bomba. Și eu umblea cu bomba în mână. Am văzut-o și eu. Și l-a zis, domnule, dacă cumva mai e... Da, dar s-a spus acolo că ne-a salvat viața domnul colonel Colț când a găsit acest aparat infernal. Ce s-a spus pe post, nu știu, că nu mai... Eu n-am fost când am stat la chestia asta. Dar el când ne-a explicat nouă și când mi-a explicat... Erați și acolo. Nu eram acolo, eram sus. Erați acolo, l-ați prezentat chiar pe domnul Colț. Cum? Vă mulțumesc. Vreau să vă spun că va vorbi dumneavoastră colonelul inginer Colț. Îi mulțumim pentru efortul care a făcut. Căruia trebuie să-i mulțumim pentru tot ce a făcut. L-ați prezentat dumneavoastră? Da, domnule, fiindcă el a spus în felul următor. A spus, domnule... Deci erați acolo în studio, l-ați prezentat? Da, domnule, el a venit la mine sus. Vă spun o chestie, a venit la mine sus. Uitați, vezi dispozitivul ăsta? Dacă cineva nu știe să umble la asta sau formează un număr aiurea cum asta, poate să facă explozie dacă cumva are o conexiune. Și a spus, domnule, pune-le în temă să nu știi să oamenii să nu umble cu asta. Da, dar asta s-a spus pe postul public, pe TVR, domnul, ca să zic așa, da, nu-i mai bine întregii țări. Dar nu-i mai bine să spună și chestia cu apa infestată și cu asta. Și când, cum îl chema jos, care a fost de la televiziune, care a fost la pensie, cum îl chema domnul, nu știți, care l-a acuzat acum, că a vorbit mult pe post, cum îl chema? Brateș. Era o înțelegere. Că dacă apare un comunicat care se referă la armată, așa, el să-mi iasă pe post că nu-l crede nimeni. Și avea înțate omul. Doamne, băi, nu mă crede nimeni. Și când am ieșit eu pe post și am spus că să vină unitățile de la Brăila și de asta, el a venit la mine și mi-a telefonat. Lui, domnule, am primit un de la MSTM că nu poate să ia legătura cu unitățile astea. Și atunci am ieșit eu pe post și am spus. Fiindcă e mai important să previi decât să întâmple și cu chestia cu apa infestată. Dacă se întâmplă, am scris în jurnalul de activități, de la telefonul cu tare s-a dat cu tare și s-a spus cu tare. S-a verificat și există... În acel ordin era scris? Era... Nu, era ordine să dau scris sau... Ce mai de-aia au scris? Să dea sau de telefonic? Că nu poate să ia... Armata nu dă telefon, nu dă ordine pe telefon la televiziune. Dar nu dă ordine. Ei a spus, a făcut un apel la televiziune că nu poate să ia legătura cu unitățile de la Brăila, de la cutare și cutare. Vă rugăm să repetați ordinul. Comandanța unităților din orașele Târgoviște, Râmnicu Sărat, Buzău, Brăila, Galați, din ordinul șefului Marelui Stat Major, general major Gușă Ștefan, în cel mai scurt timp, mobilizați unitățile, deplasați-le spre București pentru a apăra următoarele puncte. Ministerul Apărării Naționale, Academia Militară și sediile unităților militare dispuse pe Bulevardul Anteriană. Da. Să revin. În numele generalului Gușă... Nu Gușă, domnule, nu era... Nu, în numele generalului Gușă, da? A dat acel ordin din televiziune ca unitățile militare din Focșani, Brăila, Galați... A dat generalul Șchiocu. Repet, comandanța unităților din orașele Târgoviște, Râmnicu, Sărat, Buzău, Focșani, Brăila, Galați, luați urgent măsuri și dreptați unitățile dumneavoastră spre București pentru a apăra următoarele puncte. Ministerul Apărării Naționale, Academia Militară. Din ordinul șefului Marelui Stat Major, generalul major Gușă Ștefan și a generalului locotenent Stănculescu, v-a transmis acest ordin capitan de rangul 1, Dumitrescu. Deci dumneavoastră ați spus pe gură Gușă. Domnule, că așa mi-a spus domnul Brateș,
că s-a dat telefon de acolo și eu am stat și am vorbit cu, l-am sunat pe Teo și am vorbit cu domnul Știopu. Și a spus da, nu, să nu putem lua legătura cu asta. Și ele de ce trebuia să vină? Aceste regimente din Brăila, Focșani... Păi că să apere televiziunea și celelalte puncte... Care ce se întâmpla cu ele? Nu știu, eu nu eram... Ați spus acolo, textual, da? Care sunt atacate de trupele Ministerului de Interne. Nu cred că am spus asta. Nu cred. Luați-o, cați-vă, uitați-vă. Revin! Comandanții unităților din Târgoviște, Râmnicu Sărat, Buzău, Focșani, Brăila, Galați, în cel mai scurt timp, îndreptați unitățile dumneavoastră în deplină ordine și putere de luptă către capitala patriei noastre pentru a apăra Ministerul Apărării Naționale, Academia Militară, radioul și celelalte sedii ale unităților din București care sunt atacate de către trupele Ministerului de Interne. Am luat, am găsit, am pus. Dacă am spus, înseamnă că așa mi-a spus. Nu mi-a comunicat domnul Știopu. Asta mi-a spus. Eu n-am făcut... Ce înseamnă asta? Ca niște regimente de peste tot să vină noaptea... Sunt militar și știu ce înseamnă. Știți ce înseamnă. Dar știți ce înseamnă să se întâmple ceva și să nu... Să Ministerul de Interne să atace toate aceste unități, cum ar fi Ministerul Apărării Naționale sau... Da. Asta e un război civil. Ne dezinformează, ne destabilizează și ne dezavem. Iar la televizor să dea numai apelul la liniște, să nu mai vorbească la marinarul la un timp, să dea ordine la unități în țară, pentru că altfel stricăm niște treburi. Să-i dați ordine, niciun caz să-și mai permite să vorbească el cu unități în toată țara, că destabilizează toată țara. Revin atunci cu un text. Da. Pe care l-a citit domnul Oliviu Tocarciu, membru al Consiliului Frontului Salvării Naționale, în România Liberă, a apărut 28 decembrie 89. De asemenea, este considerată terorist și declarată ca atare persoana care răspândește sau publică zvonuri sau informații false, exagerate sau tendențioase relative la situația excepțională existentă, cu scopul derutării populației civile și creării stării de panică, ori în scop de diversiune. Acest mesaj pe care l-ați avut dumneavoastră, repetat de 3-4 ori, în care cereați ca regimente, pe timp de noapte, să se disloce de pe toată partea de est a României, da, către capitală, care capitală era atacată, Ministerul Apărării Naționale era atacat de Ministerul de trupele Ministerului de Interne, a fost a fost o diversiune care a creat foarte mulți morți. Vă asumați chestia? Dar dumneavoastră, nu. Vă spun ce cauză. Pentru faptul că dacă se întâmplă, se întâmpla, de exista un atac real, mă înțelegeți? Și eu eram vinovat că n-am anunțat, am spunea, domnule, de ce n-a făcut-o cipă păi, dumneavoastră? Aveați vreun mandat să anunțați asta? Cum? Aveați un mandat să anunțați? Dar când de revoluție să... Aveam mandatul din partea... Deci armata nu se face la televiziune. Domnul... Nici în Studio 4. Domnul, lăsați-o așa de dumneavoastră... Deci domnul Stănculescu, general și ministru apărării, domnul militar, erau acolo la Ministerul Apărării. Unde aveau toate primit... telefoanele Teo și tot. Nu înțelegeți o chestiune? Că generalul Șchiopu a dat telefon lui domnul Brateș că nu poate să ia legătura cu unitățile respective. Că este bruiaș și nu are cum să ia. Nu are cum să ia legătura cu ei. Atunci ce era să facă? Vă pun o întrebare. Nu e așa, dar vă spun o întrebare. Domnul Gușă cum a acționat la Timișoara? Păi și domnul Chițac a acționat la fel. Păi, dar eu întreb... Eu întreb așa cum a acționat. Eu am fost arestat de regimul Drăgutin, a fost, erau bine mersi și aveau funcții mari. Mă înțelegeți? Pentru ce ați fost arestat? Păi, dar nu v-ați dat să citiți? Da, mi-ați dat să citesc, dar n-am putut pentru să asta, filmez. Da, pentru asta. Deci am 6-6 luni arestat. Pentru? Păi, de faptul că am vândut secrete la Caier. Ce Caier? Ce să vând eu la Caier? Că răspunsul meu a fost la un domn care m-a anchetat. Deci asta după ce ați făcut câțiva ani de zile chimie în Uniunea Sovietică, nu? Nu, după ce am venit încoace, după ce am venit aici, în 1979. Dar ați fost din 60, mi-ați spus, din 60 până în 65? Da, da. Ați făcut chimie acolo. După care în 68? Da. Da.
Da, să lasă la tine și le iau eu. Da, da, da. Așa. Deci, eu ce aveam de vânt? Ce era la caier de vândut? Și că i-am și dat un răspuns domnului care m-a închetat. Domnule, uitați-vă la mine că nu sunt în pit. Și a fost închis 6 ani? Nu, 6 luni. 6 luni închis? Da, ținut la izolație, la izolație. Și deam extemporal dimineața, la prânz și seara. Dar n-a fost degradat, nu s-a făcut. Nu, dar ce țel cu ea? Da. Așa cum am declarat și la Comisia de Parlamentară la Gabrielescu, ei mă tot întrebau mereu cine erau în solda rușilor, la URSS-ului. Zic, eu cunosc 2 cazuri. Celelalte poate erau numai la securitate care se ocupa de ei. Pe militarul, care cunosc foarte bine situația, și pe generalul Șerb. Cico, Emil Cico Dumitrescu. Cico Dumitrescu. Pe Cico Dumitrescu l-am scăpat eu de pușcărie. Adică? Pe el și pe ăla de la marină, capitan de rang întâi, Radu Nicolae. Membru al Comitetului Salvării Naționale, Adrian Sârbu, vă rog să-l ascultați. Tot mai mulți tineri... La ora 12, da. Tot mai mulți tineri, ca să nu spun toți cei care au făcut această revoluție, doresc să se organizeze în gărzi patriotice, la întreprinderi, în școli, în instituții, doresc să apere cu arma în mână, așa cum am apărat cu mâna goală această revoluție. Cred că această zi este crucială pentru victoria revoluției noastre, victoria pașnică acestei revoluții, conducători ai acestor întreprinderi și instituții, conducători ai comandamentului gărzilor patriotice. Vă rog să, în numele acestor tineri care manifestă și în fața televiziunii, care manifestă și în piața Palatului, care manifestă în tot orașul, care manifestă înăuntru lor, să ne organizăm în această zi pentru ca de seară să avem această țară apărată de mâinile noastre. Vă mulțumesc. Te vă spun o chestiune. Cum să nu tragă aiurea soldatul când el n-a fost instruit? Era cu o lună de zile venit înapoi. Unul s-a întâmplat în felul următor. Eram chiar jos la intrare, i-a căzut arma și a plecat arma, i-a plecat cartușele în aer. Și a început tot să tragă. Adică... Atunci poate n-ar fi trebuit împărțite arme populației civile. Asta e altă greșeală. Sau chiar... Asta e altă greșeală, fiindcă se aflau foarte multe la gărzile patriotice. Și atunci s-a împărțit așa alandala. Și putea să iasă și ceva. Ce le-a împărțit? Eu nu știu, de ăștia care erau ofițerii, care erau cu gărzile patriotice, din care mai ăștia răspândeau. În fiecare întreprindere nu era un ofițer care se ocupa cu pregătirea gărzilor patriotice. Aia i-a adus acolo la televiziune, ăla. Vă rugăm să luați armele tuturor civililor care le-au în posesc. Toate armele civililor care nu au drept de a purta aceste arme să le aducă înapoi. Mulțumim frumos pentru ajutorul dat. Dar vă rugăm foarte mult, aduceți armele înapoi. Toate armele, totul. Glonțe, tot ce v-a rămas, pistoale, tot ce ați luat de aici din palat. Vă rugăm să aduceți înapoi. Nu vrem să le folosiți în alte scopuri. S-au primit mesaje din străinătate. Gorbaciov transmite salutările lui și simpatia pentru Revoluția Română din toată lumea civilizată, toată lumea modernă, e alături de noi. Nu mai trageți cu oamenii. Trebuie să dansăm, să ne bucurăm. Oamenii de acolo care ar trebui să se predea, n-au nicio șansă. Nu mai trageți! Opriți focul, este inutil. Nu se vede. Nu. Nu mai trageți. Este inutil. Unul din punctele pentru care manipularea este criminală este faptul că s-a creat o stare de suspiciune, o stare generală de panică, o stare de totală confuzie pentru ca la adăpostul ei să aibă loc anumite răfuieli, pe care le știm. Unele dintre ele au avut ținte extrem de precise și, în primul rând, lichidarea persoanelor din securitate, din acel binecunoscut departament anti-KGB și anti-GRU,
care dețineau dosare ale persoanelor care acum se aflaseră în funcții de conducere. După mine, generalul militar, la rândul lui, era o persoană cu instincte criminale și care a comandat crime. Ce s-a întâmplat, indiferent de faptul că erau din securitate sau nu, toată înscenarea cu Trosca la Luceală a fost lichidarea unui ofițer care lucrase la documentarea informativă a generalului militar, pentru care a fost pregătit. La fel s-a întâmplat și cu cei care practic au fost capturați, după cum prea bine știți, de la Timișoara, au fost trimiși cu un elicopter, dar care au fost trimiși pentru ca să creeze condițiile elicopterului să fie doborât și să fie... Practic au fost asasinate. Nuță și Mihai, corect. Da. Da, au fost asasinate. Ca și cazul Trosca, acestea au fost asasinate. În noaptea de 22 spre 23, pe postul național de televiziune, Brateș anunță pe spre Otopen să îndreaptă camioane cu teroriști. Trei camioane cu teroriști. Dacă misiunea a fost stabilită între Ghiță și Rus, noi ne întrebăm, a fost stabilită sau le-a fost transmisă de la televiziune? De-o aveau dinainte în plan și trebuiau să o transmită? De unde aceste date? De unde aceste lucruri? Și atunci Brateș nu poate fi implicat și nu trebuia fi implicat pentru instigare la omor? Ca de altfel și cei care îi aveți în casetă în noaptea de 22 spre 23, că n-au făcut altceva decât să instige la moarte, la omor. Toată noaptea, între 22 și 23 decembrie, armata va cere securității să vină cu trupe în apărarea unui aeroport, Otopeni, plin de unități militare care se călcau în picioare unele pe altele. În sfârșit, spre ora 3 dimineața, sunt treziți cei de la Câmpina, unitatea de transmisiuni din cadrul trupelor de securitate. Sunt înarmați și trimiși spre Otopeni. Cele trei camioane trec prin trei baraje care le recunosc legalitatea, apoi ajung la colțul cu intrarea spre Otopeni, DN9. Camioanele o iau la dreapta spre aeroport pentru că așa li s-a ordonat, spre iadul unor guri de foc din toate părțile. După câtva timp, când s-a mai făcut lumină, un autobuz al aeroportului intră pe DN9 și este și el mitraliat din toate părțile. Mor 8 angajați ai aeroportului. În urma războiului de la Otopeni, 37 de militari, majoritatea tineri de 18-19 ani, militari în termen, sunt uciși cu premeditare. Cadavrele sunt lăsate să zacă până a doua zi, iar supraviețuitorii sunt considerați teroriști. S-auzeau împușcături sporadice. Iar unul din colegii mei mi-a spus atât. M-a împușcat. Mie nu mi-a venit să cred. Cum te-a împușcat? Cine te-a împușcat? În acel moment mi-a venit un glot în cască. Deci, efectiv, mi-a venit în cască. Și mi-am dat seama că se trage... De undeva din spate se trage. Nu știam că am ajuns la Otopeni, nu știam unde sunt. În momentul acela, instinctiv, m-am întors în direcția în care se trăgea și m-am ghimuit pe cât posibil. Instinctul de conservare, pentru că... Nu știu, nu doresc nimănui să trăiască momentele prin care am trecut eu. În acel moment nu mai erai om, nu mai aveai rațiune. Erai pur și simplu un animal. Un animal care încearcă să se salveze. Și... Nu știu... Bine, eu am avut noroc. Am avut noroc. Poate așa a vrut Dumnezeu. Poate soartă. Toate gloanțele care m-au atins, sau majoritatea, au venit în cască. Unul m-a atins în mână. A fost singurul glonț care m-a atins efectiv. Au fost condamnați trei ofițeri, care după evenimente, ca peste tot în țară, au fost înaintați în grad. Generalul Dumitru Drăghin, comandantul dispozitivului de apărare a aeroportului Otopeni, generalul Grigorie Ghiță, comandantul trupelor de securitate și capitanul Ionel Zorilă, care va ajunge în mai 2006 șef birou protocol al Marelui Stat Major al Armatei, condus de Eugen Bădălan, implicat în 89 la Timișoara și Arad. Niciunul dintre cei condamnați nu și-a onorat pedepsa. Cazul Usla și cazul Otopeni sunt acțiuni coordonate de generalul Militaru, ministrul Apărării Naționale, și de generalul Iosif Rus, comandantul aviației. Nevoia de teroriști morți care să fie de la securitate era imperios necesară pentru noua putere salvatoare și pentru armată. Trebuia demonstrat că securitatea e cea care atacă și că de acolo provin teroriști.
În anul 1993, coborât din mașină la Otopeni, între părinții victimelor, președintele României, domnul Ion Iliescu, excedat de detaliile prezentate, întreabă: de unde știți atâtea lucruri? Răspunsul îl albește la propriu: cum de unde? De la supraviețuitori. Iar președintele tuturor românilor întreabă: cum, există supraviețuitori? Și m-am întâlnit efectiv pe burtă, am găsit o bordură mică, de 10 cm, dar bordura aceea, simțeam eu că totuși mă apără. Vă dați seama, era o simplă bordură. Am trecut pe lângă colegi care erau împușcați între timp, pentru că se trăgea efectiv din toate părțile. Nu știam de unde se trage. După focul, nu știu cât a durat, primul foc, prima rafală, cred că 5-10 minute, nu știu exact. Focul, între timp noi strigam. Efectiv, mulți dintre noi, adică cea mare parte, nu mai erau înarmați, își lăsaseră armele și au încercat să se apere singur, să se salveze. Strigam că nu suntem înarmați, strigam să oprească focul. Nu știu, probabil că cineva a înțeles lucrul acesta sau li s-a terminat muniția și au schimbat încărcătoare, nu știu. Cert este că s-a oprit, totuși. În momentul acela ni s-a spus să ne ridicăm cu mine la ceafă, să aruncăm tot ce avem la noi. Și în primul rând casca, eu nu știu, am ținut mult la casca, parcă nu venea să o dau așa ușor, pentru că știam că acea cască m-a salvat. În sfârșit, am aruncat tot ce aveam. În momentul acela, fără somație, fără nimic, s-a tras din nou asupra noastră. Nu știu, practic, parcă se făcea un experiment. Haideți să vedem din câte rafale omorâm. Să treci pe lângă colegi de-ai tăi și să spună: ia-mă și pe mine. Sau nu mai pot. Sau eu mor. Nu știu, mintea mă duce acum la cumva la un film. Efectiv, lucrurile astea s-au întâmplat în realitate. Și cei care au putut să sară din camioane, unii dintre ei chiar au scăpat. Alții au murit acolo. Și au murit acolo probabil nu din cauza rănilor pe care le-au primit, pentru că s-ar putea ca unele răni să fi fost... nu superficial, destul de grave, dar tratabile. Să lași pe cineva să moară ca un câine? Nu știu. Mi se e clar, e o crimă, dar nu știu dacă există un cuvânt deasupra crimei. Atenție la țări! Păi am nevoie de o portavoce. Aveți pe o casetă, slabă, așa cum este ea, cu înregistrarea din noaptea de acolo, atenție la flori, atenție la flori, repetat. O să o găsiți pe casetă de cel puțin 3 sau 4 ori. Nimeni n-a vrut să o ia în seamă. Nu este o parolă a unui plan preconceput, a unui plan dinainte stabilit, atenție la flori, atenție la flori. Care flori? Păi am nevoie de o portavoce. Atenție la flori! O parte dintre răniții care au fost duși la Balotești au fost așezați pe mesele din beton, din ciment și lăsați. Acolo au și murit cei mai mulți dintre ei. Am înțeles că am fost chiar păziți vreo 2-3 zile, pentru că nu s-a știut ce-i cu noi. Noi eram tot catalogați drept teroriști. Toate aceste întâmplări premeditate au fost posibile pentru că principala sursă de intoxicare informațională cu efecte tragice la nivelul țării a fost televiziunea română liberă, care nu mai transmitea evenimente, ci transmitea mesaje pentru a determina producerea de evenimente. O știre Mediafax din 1 martie 1999.
Centrele de comandă ale grupului de putere au fost informate de pe teren despre deplasarea unor persoane. De exemplu, în București, toate stațiile de taximetre aveau la dispoziție câte două telefoane prin care se comunica ce persoane se deplasează și în ce loc vor să ajungă. Sunt șofer pe taxi furgoneta care ați văzut-o mai înainte în imagine și de trei zile continuu sunt la dispoziția Cucur. Am părat la aeroportul Copen de ieri dimineața de la ora 4 victimele teroriștilor, victimele postului Cucur care ne-a adus în situația de față și care nu ne-a lăsat să trăim ca niște oameni liberi. Să ne facem datoria. După cum vedeți, acestea sunt ultimele victime care ne-a indignat și care acum la aeroportul Otopen, în fine, s-a făcut liniște și teroriștii care au rămas au fost aruncați în păturile din depărtare și după câte se pare nu mai au muniție, li s-a terminat muniția. Deci vor fi prinși. Sunt libaneși și sunt sirieni care au fost parașutați. Șoferul de taxi, Constantin Tiucu, conform declarației sale date la procuratură în 1990, a intrat pe drumul spre aeroport la 25 de metri în spatele ultimului camion, înainte de a se trage. Șoferul aude primul foc, stă 2 minute și se retrage, scăpând nevătămat din acel infern. Dar vede că se trage de pe departamentul aviației civile, cât și dinspre stacadă și dintr-un transportor blindat. După eveniment, duce un transport de răniți la urgență, 3 transporturi de răniți la Balotești, 2 cu morți la morgă, iar a doua zi, în 24 decembrie, revine și a ultimii 2 morți. Declarația sa făcută unei televiziuni străine este o dovadă a diversiunii cu teroriștii străini. Sau așa i s-a spus să transmită, sau chiar acest șofer de taxi face parte din structura diversionistă. Nemurind toți, nemai putând fi considerați mult timp teroriști, planul se schimbă. Ei devin eroi uciși de sirieni și libanezi parașutați din elicoptere. Sunt 25 de eroi soldați. Repet încă o dată, sunt 25 de eroi soldați care au căzut eroic la Otopeni, ieri și alaltăieri, împotriva unor teroriști care au venit cu helicopterele pentru a pune mâna pe niște avioane românești. S-a acționat, sunt izolați. S-a acționat, spune Torș. De față se acționează pentru lichidarea lor definitivă. Televiziunea franceză crede și rostogolește această informație venită de la un membru al Gărzilor Patriotice, șofer de taxi. Nu ne sunt pas sûr. Ne pas sûr. Après une demi-heure de discussion avec les gardes, une demi-heure d'hésitation, les médecins décident de nous emmener filmer à l'intérieur. Et c'est là que nous allons trouver la preuve de la présence en Roumanie de combattants étrangers aux côtés des hommes de Ceaușescu. Les cadavres de 10 hommes d'origine arabe abattus il y a 3 jours par l'armée régulière. Sur 3 d'entre eux, on retrouve des cartes de visite du vice-premier ministre Yon Dinkou, arrêté depuis. Ils sont libyens, palestiniens, syriens. Ils font partie des forces spéciales de Ceaușescu entraînées au terrorisme. En Roumanie, tout le monde le sait et beaucoup voulaient que le monde entier l'apprenne. Cu ce se ocupa azi acest bunic iubitor de nepoți? Vinde armă cu lunetă cu glonț de calibru 7.62, muniție de război.
Eu zic că... Minim, ne auzim, ne vedem. Cu dragă. Să poftesc, din cauza dumneavoastră a murit aici, Tineretul și-mi revenit. Din cauza dumneavoastră și-a lui Iliescu. Păi voi ați luat ordine acolo, domnule. Nu mai vorbiți așa. Trebuie să vă fie rușine dumneavoastră, pentru că mai aveți nesimțirea să veniți aici să dați față cu oamenii. Împușcați ar trebui să muriți și voi. Gunoi ordinare.